multe ar fi de povestit și în legătură cu meseria. Meseria. Eu mă bucur că les moștenitori, băiatul și nepotul, continuă meseria. Tata meu, fie iertat, nu știu să facă o greblă. Da, moșnie. Da, eu consider și mai mult sigur ceea ce consider. Chidar de la Dumnezeu am primit meseria asta. Bunul Dumnezeu, când a creat pe om, l-a înzestrat cu vighere, cu auz, cu înțelepciune, cu... dar eu m-ai acordat un dar. Dar la unul un fel, la altul altul. Mie, de exemplu, darul ăsta de asculta. Și deam la viche, la oi. Și ca să nu adorm, mă apucam de lucru. Lucrurile făceam spărgătoare de alune, pusă cu surgalău, machete de avioane, făceam și... cu așa îmi petrecem zilele. De exemplu, ăsta e fusul. E folosit de tors, de făcut fir. Înțelegi? Și ăsta are o istorie, fusul ăsta, că ăsta are, este fus simplu, cu o roată. Ăsta are 22 de piese îmbinate, nelipite, necleite, nici cusute. Îmbinate. Are o istorie. Au fost doi tineri care s-au îndrăgostit. Ai de zile. Și la un moment dat s-au avut probleme în timpul cât au avut. La un moment dat s-au despărțit. Băiatul s-au gândit, măi, să fac, să le adun toate problemele câte le-am avut în timpul cât am colaborat cu prechina. Au făcut 22 de probleme, le-au adunat aici și le-au îmbinat la un fus. Ca și au pus o sunărie. Când a lucrat cu fusul, să suie, să-și aducă aminte persoana de ani și de timpul când s-a îndrăgostit și a avut relații. M-am împrietenit cu lemnul pe baza că l-am considerat și îi mai valoros ca orice material. De exemplu, aurul. E mai scump lemnul. Aurul e pentru un singur lucru, pentru o podobă. Lemnul se folosește în 15.000 de forme. Într-o gospodărie îți zăci de lucruri din lemn. Și toate de folosință. Aurul acela n-are, pentru un singur lucru, pentru podoba. Nu, fără el se poate, dar fără un alt, fără lemn, nu se poate. Da, foc, de exemplu, când te scoli, la ce prima dată? Foc, faci foc pentru pregătit, pentru încălzit, cu... da. E foarte valut. De-aia m-am împrietenit cu lemnul. Și supus lemnul, ori la ce fel de lucrare lucri, e supus. Nu te deranjează. Primește așa ca om înțelept, primește sfat. Un nebun nu primește sfatul. Lemnul primește orice ce. Puțin înțeleg lucrul ăsta. Și e cam dureros lucru că nu suntem apreciați de conducerea țării, de conducerea, de stat. Nu ne da atenția. Pe timpul dictaturii era avantaj mare la noi, la sculptori. De exemplu, eram invitați la Târgu Meșterilor.
prin Sibiu, prin Brașov, prin Târgu Neamț, prin Timișoara, Baia Mare, tot, și ne asigura transport gratuit, cazare gratuită și masa gratuită. Dacă stăteam întâi două, trei zile și nu vindeam marfa, o prelua marfa muzeul la magazin și o vindea și ne trimitea banii acasă. Da. Acum caută să te înșele numai, nu să-ți facă îndemână sau să te aprecieze. Nu. Ar lua pe povesti sau, mai bine zis, pe minciuni. Da. Aici am rămură și o istorie. Eu am apucat că au fost numai de basme și cu vorba și cu portul. Acum suntem apreciați în toată lumea. Le plac ce portul, le plac cântecile, toate și-au primit valoare și interes. Eram militar, ne adunam din toate județele și apică, de unde ești, măi? De la Maramu. Nu zice că e Maramureș. Maramu. Da. Mămăligă cu brânză. Eu cred că Dumnezeu m-a ajutat la lucrul ăsta și m-a dăruit. Nu mintea mea. Nu. Că n-am avut, că n-am moștenit de la tata. Nici de la bunicul, nici din mamă, știu. Așa, de la dar, de la bunul Dumnezeu l-am primit. Câți n-ar sculta, nu pot, să aibă câte facultăți. Câți n-ar cânta, cântece, populare, nu pot, dacă n-au darul. Câți n-ar spune un banc, n-are darul. Și eu consider că-i dar de la Dumnezeu și mulțumesc zilnic că mi-l-a dat. Dar nu te-ți înțeleg lucrul ăsta și nu vreau să-l știe lucrul ăsta. Meseria asta e frumoasă și bună, dar să scate a trăi după ea, ești peritor de foame. E fain lucru, încă una să vă spun, să fii un om deosebit. E fain lucru. Să fii un sculptor, să fii un cântăreț bun, să fii orice ce, să fii deosebit. Dar inclusiv un om de omenie și de cuvânt. Acela, păi, e mai mult ca orice ce. Să ai cuvânt.